cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic Grigore Moisil din Deva au prezentat astăzi două proiecte cu și pentru elevi. Primul se numește Fii adult pentru o zi și a fost conceput din dorința elevilor de a afla mai multe lucruri despre domeniul în care ei studiază. Este un proiect organizat la cererea elevilor liceului nostru, specializarea comerț, turism și alimentație. Scopul proiectului este acela de a pune elevul în situația de a efectua meseria pe care el și-a ales-o, de a lua decizii în locul adultului, la locul de muncă și, bineînțeles, de a suporta, în ghilimele, da, consecințele deciziilor luate. Pentru ca elevii să înțeleagă mai bine ce înseamnă aceste meserii, la proiect au participat și operatori economici din județ, care le-au dat câteva sfaturi tinerilor. Pare bine să mă aflu aici și văd mulți tineri interesați de turism. Este o meserie foarte frumoasă, inclusiv ospătăria sau bucătăria. Cred că ați observat și voi la televizor, se pune mare accent pe concursurile MasterChef sau Top Chef și meseria de bucătar este o meserie foarte frumoasă, care poate aduce succesul fiecăruia dintre voi. Primul lucru, prima cerință să deplinească cineva cu agenție de turism este să știi să zâmbești frumos. Oamenii vin la agenția de turism. Știți ce e la agenția de turism? Să-și cumpere vacanțe. Ce e mai frumos decât o vacanță? Ce visează omul? Când lucrează? Bucătar, vânzător, profesor, lăcătuș. Ce visează el cu preț de 11 euro în an? Că urmează vacanța. M-a încurajat mult pentru că alegerea mea a fost încă din generală ca ghid turistic și mi-au dat puțin mai mult, m-au încurajat pentru alegerea mea. Am învățat multe care poate mă pot ajuta pe viitor și mă voi mai gândi mai mult ce voi face. Tot astăzi s-a mai derulat un proiect în care elevii au prezentat principalele obiective turistice din județul Hunedoara. Se intitulează Promovarea județului Hunedoara. M-am gândit și cu copii și cu colegii că avem atâtea obiective turistice în județ să le promovăm. Deci și copiii au materia primă, să vadă că au materie primă în domeniul ăsta ca și agent de turism, ca și ghid în turism. Pot, au ce să vadă, au ce să facă. Cei mai buni dintre elevi au primit și premii din partea liceului și a unor sponsori.